Canicula a adus cu ea în Argeș și o serie de afecțiuni specifice sezonului cald. Astfel, la secția oftalmologie a Spitalului Județean sunt diagnosticate tot mai multe cazuri de conjunctivită. Canicula care ne dă de lucru în ultima vreme oarecum a modificat spectrul patologic oftalmologic. Ne confruntăm cu o creștere a numărului de infecții superficiale oculare, de genul conjunctivitelor, blefaroconjunctivitelor, keratoconjunctivitelor. Cu siguranță că temperaturile ridicate au creat o modificare a dominanței bacteriene și încărcăturii microbiene din jurul nostru. Cei mai afectați sunt copiii, care au și o imunitate mai scăzută. În plus, ei frecventează mai des locurile pentru scăldat, ce reprezintă una dintre sursele îmbolnăvirilor. O entitate, să zic așa, aparte în aceste momente ar fi conjunctivita de piscină. Cu toții vrem să ne bucurăm de câteva momente în apă rece și expunerea la o apă contaminată poate să ne creeze probleme. Pentru a evita conjunctivitele ce predomină în această perioadă, populația este sfătuită să aibă mare grijă la igiena ochilor, iar la cel mai mic semn de boală să se prezinte la medic.